Clăparul trupei holograf Mihai Coman, colaborator al trupei de peste 20 de ani, s-a stins din viață la vârsta de 62 de ani, fiind răpus de o boală necruțătoare. Vine o zi, vine o zi când se va sfârși. Nimeni va ști, nimeni va ști oare când. Mihai Coman, clăparul trupei holograf, a murit marți după ce s-a luptat cu o boală necruțătoare. Artistul avea 62 de ani și și-a dedicat viața muzicii, în ultimii 20 de ani colaborând cu trupa holograf. În jurul orei 19, trupa a anunțat oficial decesul colaboratorului său pe o rețea de socializare. A murit Mihai Coman, colegul nostru, omul care a fost mai bine de 20 de ani alături de noi, mai întâi în studio, apoi pe scenă. O boală perfidă l-a luat nemeritat de repede dintre noi pe omul cu voce de aur și suflet de copil, dar Mihai va rămâne întotdeauna în inimile și în cântecele noastre. Mihai Coman era colaborator constant al trupei holograf încă de pe vremea albumului Pur și Simplu, un pianist remarcabil, dar și un om bun la toate, care s-a ocupat inclusiv de masterizarea și mixarea ultimelor albume ale trupei, fiind și un excelent inginer de sunet. În ultima perioadă însă el a lipsit din activitatea holograf, fiind grav bolnav. La un concert din luna martie, Dan Bittman i-a dedicat un cântec, el fiind absent din spectacol.